S-a schimbat ceva de atunci? Pentru că americanii se întrebau, nu, apropo de ce am făcut sau ne urăsc pentru ceea ce suntem. A rămas aceeași ură? Au intrat într-o contradicție din care noi, lumea occidentală, sau în general, nu doar America, n-am reușit să ieșim. Pentru că ideea de bază a fost ne lovesc pentru ceea ce suntem. Deci, practic, s-a declarat un soi de confruntare iremediabilă. Care a fost răspunsul, într-un fel? Răspunsul a fost, domnule, ei ne urăsc pentru ceea ce suntem, că nu știu cine suntem. Că nu ne cunosc. Ideea de bază, într-o primă instanță, a fost te duci la ei, îi cucerești, și după aceea le explici binefacerii civilizației occidentale și ei toți vor veni la tine. Scenariul Afganistanului. Deci, soluția la această contradicție ontologică majoră, ei ne ucid pentru ceea ce suntem, a fost să te duci peste ei, să-i liniștești militar și apoi să le spui, uite binefacerii Occidentului. Asta a fost contradicția majoră. Ceea ce nu s-a întâmplat nici în Afganistanul. Deci, expresia unui master de studii de gen în Kabul este expresia acestui tip de gândire. Adică s-a respins teoria globalizării, Fukuyama, sfârșitul istoriei, toată lumea vrea să fie occidentală, într-o primă instanță, dar pe urmă s-a revenit la ea și precum în secolul XVIII, li s-a spus neoccidentalilor, voi sunteți răi, voi nu ne iubiți, pentru că nu sunteți informați. Luminează-te și vei fi varianta 2001. Adică noi vă educăm, vă ducem în școli, și ce este de acolo este un occidental, adică un om luminat. Deci am readus secolul XVIII, am încercat să rezolvăm această contradicție majoră din 2001 prin educația non-occidentalilor. Pe toți să-i facem occidentali. Să nu mai fie dictatori, să fie totul democrație și lumea va fi pașnică. Și s-a crezut asta. Deci expresia în Afganistan, când a intrat NATO, a fost o operațiune NATO, fără acordul de securitate, dar a fost o operațiune NATO. Victoria militară a fost rapidă, dar noi am pierdut pace. Pentru că pacea s-a bazat pe ideea că îi transformăm pe afgani după chipul și ceea ce nu s-a întâmplat. Și după ani, zeci de ani și cheltuieli masive, am eșuat. În Orientul Mijlociu, când ne-am dus în 2003... Fugind, lăsând oamenii pe pistă. Imaginea aia este absolut incredibilă pentru ceea ce s-a întâmplat de fapt. Dar lucrurile astea, cum occidentalizarea cu forța, pentru că asta s-a dorit, fără să țină cont de istorie, fără să țină cont de religie, de credință și așa mai departe, a arătat că nu se poate face, de fapt. Că asta se întâmplă și astăzi, la 23 de ani, de atunci schimbat nimic din punctul ăsta de vedere. Nu? Trump a schimbat paradigma. Deci a trebuit să vină Donald Trump ca să schimbe paradigma și să spună, stai puțin, domnule, tot ce am făcut acum a fost o greșeală. 2003, invazia în Irak, s-a bazat pe aceeași bună credință. Și nu am mai vorbit în această emisiune. Nu, el a schimbat paradigma Americii din punct de vedere... Gândirii Americii. A gândirii și din punct de vedere al acțiunii. Da. Eu vorbeam că la nivelul gândirii și de o parte și de cealaltă, la nivelul gândirii cel puțin în zonele care au fost atacate, ocupate și... Indiscutabil. Din potrivă. Aveți perfect de treabă. S-au talibanizat și mai tare. Nu? Identitățile sunt precum cuiele, cu cât le dai cu ciocanul mai tare, cu atât intră mai adânc. Când noi ne-am dus să învățăm, precum în secolul XVIII, luminează-te și vai fi, du-te în școală și vei învăța nu doar binele, nu doar informație, vei învăța și binele, vei învăța să fii bun, vei învăța să te comporți așa cum se comportă un om informat, un om educat. De asta viziunea, cum se spune, adânc, filozofică a secolului XVIII, luminează-te și vei fi. Și noi am vrut să-i luminăm și să fie pe afgani. Și am enervat mai rău, i-am supărat mai rău, ne-am construit școli în care să învățăm că nu e bine să se sinucidă. Astăzi era cu banii europeni, era nostimă dacă nu ar fi fost tragică. După două luni au aruncat un aer. Școala în care trebuia să fii învățat să nu te sinucizi. Am făcut master de studii de gen. Iar armata afgană, care a fost poate cea mai bine plătită armată din lume, la un moment dat, după studii, cum se spun, după clasamente de gen, respectând paritatea femei-bărbați, când a fost în fața primului război, cu talibani, au lăsat armele și au plecat. Pentru că armata nu se face așa. O armată nu se construiește doar din minte. O armată e o chestiune de suflet, e o chestiune de credință. Ori armata talibană făcută impecabil după criteriile, hai să zic așa, gândirii occidentale, a capotat că nu era armată. Că era o armată de carton, chiar dacă era în armată.
Era în sensul armată structural de teracotă. Al gândirii de teracotă, poftim. Deci, da. Deci nu aveau pentru ce să moară. Adică o armată e o armată, doar când cel care este în armată e dispus să-și dea viața. Când nu mai e dispus să-și dea viața, asta nu mai e armată. Asta e un eșec de securitate major. Deci noi am eșuat în Afganistan pentru că a eșuat gândirea aceasta. Că noi îi putem îmblânzi pe neoccidental explicându-le ce bine e în Occident, ce bun e Occidentul și făcându-i după chipul și asemănarea asta. Și pe undeva situația din Orientul Mijlociu, din Gaza, nu este asemănătoare? Evident că da. Păi iertați-mă, 2003 a fost strategic vorbind, dincolo de faptul că a fost un eșec de filozofie a istoriei, dacă vreți, dar a fost un eșec strategic major. În 2003 toată lumea spunea, dacă spuneai că războiul ăla n-a fost bun, spuneai, cum, adică ești împotriva schimbării dictatorilor, adică susții dictatorul acela nenorocit care își oprimă poporul, dictatorii trebuie să dispară, totul trebuie să fie democrație. De fapt, 2003 a fost preambulul 2009, primăverii arabe, în care s-a crezut că democratizarea rezolvă toată problema, dar nu era, pentru că democratizarea e percepută ca un instrument politic occidental. Globalizarea e percepută de restul lumii, noi o vedem, noi zicem globalizarea e ceva natural, ca un izvor care este din pământ. Dar ei văd globalizarea ca o cascadă, o apă care curge de undeva. De unde curge? Din Occident, mai precis, din America. Deci ei nu văd globalizarea ca o chestiune inocentă și neutră. O văd ca un instrument politic. Asta văd și democrația occidentală. Asta văd și retorica noastră. O văd ca o chestiune care este, cum ar spune postmodern, situată. Care nu are neutralitate de niciun fel. 2003 a fost un eșec, deși noi am fost foarte plin de entuziasm și optimism în 2003 la început și am susținut această invazie pentru că duce la democrație. A dus la un eșec strategic major. Faptul că astăzi Iranul a rămas singura mare putere în Orientul Mijlociu, în raport cu care gândim toată strategia de securitate, este consecința a decapitării, distrugerii statului Irak, care era singura contrabalanță la Iran în această regiune și pe care puteai să o joci. Acum ai distrus competitorul principal al Iranului și nu știi ce să faci cu Iran. Este una dintre consecințele strategice, dincolo de... Trebuie să te ocupi personal cumva. Catastrofa de imagine a Americii. Cuvântul în anii 2003-2004 au apărut cele mai multe cuvinte care aveau un titlu anti-americanism. Dacă căutai pe Google anti-americanism, găseai sute de mii de intrări. Dacă dai americanism, nu găseai niciuna. Deci consecințele au fost și de imagine, consecințele au fost și de, consecințele, mă rog, pe termen scurt și mediu. Dar consecința finală s-a văzut în imaginile cu avioanele după care alergau oameni ca să le prindă, una dintre să nu rămână în mâna talibanilor. Adică... Și altă consecință a fost probabil venirea inclusiv a Donald Trump la putere. Că Donald Trump a venit la putere inclusiv din două motive, care se leagă de 9-11. Unu, 9-11. În decembrie același an, China intră în WTO, Organizația Mondială a Comerțului. Noi n-am văzut asta pentru că a fost tot acoperit de 9-11. 800 de milioane de muncitori chinezi, fără asigurări sociale, fără concedii, flămânzi, dornici să facă bani, au intrat în piața muncii. Asta a fost unul dintre, și au început să tropăie. Asta a fost unul dintre semnale care au anunțat pe Donald Trump. Eu nu spun aici ca persoană Donald Trump, ca imagine politică. Da. Și doi, eșecul acesta al occidentalizării în Afganistan sau în Orientul Mijlociu l-a făcut pe Donald Trump să pună pe masă faimosul discurs din 2016 în care spune că globalizarea a fost un bad deal, o afacere proastă pentru noi. Pentru că la sânul globalizării am hrănit dușmanii Occidentului, China în special și Federația Rusă, în timpul globalizării făcută pe banii noștri și cu protejată de armatele noastre, ne-am dus resurse din Statele Unite înspre China, adică am sărăcit America într-un fel. Ne-am crescut dușmanii, am sărăcit America, am încercat să impunem peste tot democrația occidentală, sistemul occidental, ceea ce a stârnit animozități și naționalisme peste tot. Și nu în ultimul rând, am generat anti-americanism. Asta a spus Donald Trump în acel discurs, care va rămâne unul istoric, indiferent că ne place sau ne place Donald Trump, și care a spus că geopolitica a fost, adică viziunea americană, globalizarea a fost un bad deal. Deci, practic, încheierea 9-11, care a însemnat lovitura cea barbară împotriva Statelor Unite și intrarea Chinei în WTO, se închide undeva prin 2016, când
eșecul legat de China devine evident. Am dus China lângă noi crezând că o facem ca noi, am eșuat. Și filozofia istoriei care spune că toți vor să fie occidentali și cei care nu vor să fie occidentali nu știu ce bun e Occidentul, toată această viziune de filozofia istoriei s-a prăbușit. Deci asta este, sau astea sunt consecințele, dacă vreți, foarte pe scurt, ale 9-11 cu care trăim. Expresia, dacă vreți, politică. Și a venit Trump. Expresia politică este Donald Trump.